Bună ziua, albinuțelor, și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness care a slăbit peste 250 de kilograme și face mukbang cu absolut toate mesele pe care le ia, în direct pe TikTok și în reluare pe YouTube, în caz că pierdeți live-urile de pe TikTok, live-uri educative despre nutriție, sport și slăbit. Era să mă încurc puțin acum, la introducere. Pentru astăzi avem specialitatea casei. Ce-mi place mie, cea mai șmecheră combinație pe care am descoperit-o. Avem pizza din asta boschetară, congelată, de la Lidl, și cremvuști, și ouă fierte. Avem și muștar, bineînțeles. Ia să iau muștarul. Ketchup, da? Și pentru că pizza asta chiar este boschetară, adică este pizza margherita, cea mai boschetară pizza care poate să fie, o să-i mai punem niște din astea. Niște brânză topită, ce asta, la folie. Ia, să punem așa pe deasupra, pe fiecare feliuță de pizza, câte o felie de brânză topită. Bănuiesc că merge bine brânza asta topită cu cremvuști ăștia. Deci cremvuști ăștia sunt delicioși. Sunt cremvuști vienezi de la Lidl. Sunt afumați. Pârâie când muși din ei. Sunt super, super buni. N-am mai mâncat de mult cremvuști. Și mai ales cremvuști așa buni. Mănânc destul de rar. Dar de când i-am descoperit pe ăștia, și de când am descoperit combinația asta fatală, adică în loc de pâine, să-ți faci o pizza din asta repede, într-un sfert de oră. Ia să rupem ăștia. Deci numai cum pârie, bă, frate, auzi. Nu prea s-a auzit. Fail, nu prea s-a auzit. Mă cam încurcă ouăle astea aici. Bun, să-i dăm și cu niște ketchup. Ia să vedem noi. Aoleu, este picant. Nu foarte mult ketchup. Să amestecăm bine. Ah, muștarul ăsta de la Knorr. Cel mai bun muștar. Dar merge și la Mustardinio. Mai ieftin. Ce bă, frate, asta. Când muștar am luat, ia să vedem. Ce ai, mă? S-a terminat totul. Și eu. N-am mușcat din gălbenuș. Da, deci pizza asta e foarte, foarte boschetară. E pizza margherita, cea mai boschetară pizza. Am mai îmbunătățit-o eu cu niște ceapă, că îmi place foarte mult ceapa. Și cu niște brânză topită. Ia. Opa. Băi, bun rău. Bun și rău ăștia. Sunt super rupt de foame. Astăzi m-am trezit, adică astăzi. Astăzi este prima masă pe ziua de astăzi. Masa asta e prima masă pe ziua de astăzi, pentru că am avut foarte multă treabă. M-am trezit la ora 3. Da, deci foarte, foarte multă treabă am avut și efectiv n-am apucat să mănânc. O, mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc pentru cadouri. Acum am văzut că 7 cadouri de la Cătălin. Mulțumesc, bro! Sunt atât de nemâncat încă nici n-am apucat să mă uit la chat. Frate. Și cârnați.
Auzi, pizza cu brânză topită și cârnați. Nu sunt, mă, frate, cârnați. Ești moldovean? Moldovenii spun cârnați la orice. Sunt cremvuști. Asta e combinația care am descoperit-o eu. Pe care am descoperit-o eu. Nu știți voi să mâncați așa. Doar dacă vă uitați la mine, puteți descoperi aceste combinații minunate. La singurul nutriționist și instructor de fitness care face mukbang. Să ai poftă, mulțumesc! De câți ani faci sală? De 4 luni. Glumesc. Fac de mulți ani. Eu intru în depresie dacă mănânc ceaia acolo. Nu e bine. Nu e bine să intri în depresie, Cătălin. Deci vă garantez eu, combinația asta e una dintre cele mai șmechere combinații. Cremvuș cu muștar, cu ouă fierte, că și ouă fierte se potrivesc cu muștar, și în loc de pâine, o pizza din asta boschetară. Congelată. Mamă, ce bun e! Doamne, deci mor de poftă, e prea bun! Stai așa. Și v-am mai învățat toate o combinație, ați văzut? Nutella cu mure, nu cu mure, mă, cu zmeură. Nutella cu zmeură. Mamă, ce combinație. O să o facem după aia. A pregătit mama așa un stativ. Mama Sita a făcut un stativ de clătite. Cred că am vreo 246 de clătite. Și o să mâncăm și noi vreo 222 cu Nutella. Avem aici borcanul de Nutella de un kilogram. Am mai cumpărat dulciuri să facem, să punem în clătite. Am cules zmeură din curte. Să punem zmeură așa și Nutella în clătite. Mamă! Am luat Kinder Bueno, să punem Kinder Bueno în clătite. Am luat Kinder Pingui. Am luat Kinder Max. Maxi King. Am luat... Ce mai luat? A făcut mama Sita zilele trecute dulceață de vișine. A făcut dulceață de cireșe. Deci o să mâncăm și noi vreo 222 de clătite. Dar mai încolo. Întâi mâncăm masa asta puternic dezvoltată. Pentru că avem nevoie de proteine. Dar Răzvan, e bun Pepsi Max pentru dietă. Da, mă, frate, cremvuș cu pizza, cea mai bună chestie. În loc de pâine, la cremvuș mănânci pizza. Dar vă trebuie cremvuși ăștia buni vienezi. Sau am înțeles că și aia de Meda sunt buni. Să-i poftă, mulțumesc, Gigi Kent. Pizza e de la Lidl. De fapt, tot ce e aici e de la Lidl. Mai puțin ou. Mai puțin ou. Și brânza topită de la Lidl. Și cremul, știi? Loredana, mulțumesc! Te pup! Să ai poftă! Mulțumesc frumos! Chiar am poftă! Chiar am poftă, frații mei, că...
Este prima masă pe ziua de astăzi. Am muncit toată ziua. M-am trezit la 3. Deci toată ziua am muncit. Și n-am avut timp să mănânc. Stai poftă despre, mulțumesc. Aoleo! Ce-am făcut? Bă, voi nu mi-atrageți atenția. Am uitat să pun ketchup. Băi, ce oameni răi, băi, frate. În loc să mi-atrageți atenția aici. Ce faci, mă, frate? Nu pui ketchup pe pizza. Voi stați aici să mă înjurați. Salut, să ai poftă, mulțumesc frumos, Mihăiță. Fiți, mă, fraților, atenți. Ia uite, avem 4.000 de persoane pe live. Singurul nutriționist și instructor de fitness care a slăbit peste 250 de kilograme și face mukbang educativ în direct pe TikTok despre nutriție, sport și dieta. Și slăbit. Cine la care a slăbit atât? Eu! Eu am slăbit atât. Vezi ce degete slăbeam? 10 kg am slăbit doar la degete. Ascultați nutriționistul, oameni buni. Dacă aveți poftă de cremvuști, nu-i mai mâncați cu pâine. Luați-vă pizza din asta boschetară de la Lidl sau de la Kaufland sau de la Penny. Din alea 3 la 15 lei, cât dracu sunt. Vă luați pizza de-astea 3 la 15 lei. Până fierbe apa de cremvuș până alea, scoateți repede pizza, dați drumul la cuptor, puneți niște ceapă peste tăiat așa mărunt, puteți mai puneți cașcaval, ce vă place vouă dacă vreți să o îmbunătățiți. Eu zic că nu trebuie să o îmbunătățiți foarte mult. Puteți să o îmbunătățiți cu niște legume dacă doriți. Și eu mi-am mai pus niște cașcaval, pardon, mi-am mai pus niște cașcaval pentru că asta chiar este pizza boschetară. Asta e pizza din aia. Margherita în puii mei. Puteam să mi-ai pun și alte chestii, dar n-am vrut. Ia stai să vedem, mă. Așa. Hai că sunt pe rețeaua care trebuie. Sunt pe aia 5G. Ascultați-mă, și este cel mai bun lucru. Puteți să puneți și ouă fierte. Mi-mi place ouă pe pizza. Și îmi place și ouă cu muștar. Hai mă, curgi. Ai, gata, ajunge. Deci de asta zic. Și să vă puneți niște ceapă pe pizza, că ceapa la cuptor așa se face superb, superb, superb. Dă un gust dulceag. Puteți să mai puneți măsline, ardei gras, capia, ce vreți voi. Bun, rău că îmi uște ăștia jur de la Lidl. Cremvuș vienez, nu el alți de Peacock. Sau cum se numesc, Dulano. Ba nu, Peacock. Sunt bunicei și aia de Peacock, sau cum se numesc, dar aia mai mare un pic. Dar ăștia vienezii sunt top. De unde ești, din Vâlcea? Na, că rămân fără cremvuști. Mulțumesc, Cotă! Doamne, ce fama mie! Cotă, mersi frumos! Ați auzit cum a trăznit cremușul ăsta? Andreea, ce aia? Pizza? Da! Pizza boschetară!
pizza margherita congelată, boschetară de la Lidl. Și o folosesc în loc de pâine la cremvuști. Otocreier. Vedeți, mă, frate, numai eu puteam să scot combinațiile astea. Și o să vedeți că am multe combinații și v-am arătat cine mă urmărește de mult. A văzut multe combinații. Aseară ce am mâncat? Aseară am mâncat piure cu gorgonzola, cu brânză din aia cu mucegai, cu piure. Știi cum se combină? La fix. Și lângă niște varză călită. Știi cum se combină și cu varză călită? La fix. La fix, la fix. Stai, mă, că nu știu de unde să iau. Aici am ketchup pe partea asta. Bag degetul în ketchup acum. Am mâncat și carne azi seară. Cu aia credeam că glumești că ai slăbit. Nu glumesc, uitați-vă pe profilul meu. Eu chiar nu glumesc. Sunt singurul nutriționist și instructor de fitness din România care a slăbit peste 250 de kg și acum fac mukbang-uri educative despre nutriție, sport și slăbit. În direct pe TikTok și în reluare pe YouTube. Dacă ratați vreo masă, vreun live, puteți să intrați pe YouTube, pe canalul Miere TVO, pentru că am 3-4 mese în fiecare zi. Vă dați seama că pun 3-4 clipuri pe zi, intru de 3-4 ori live. Și poate nu puteți să stați, poate... sau poate efectiv, ratați live-ul. Intrați pe YouTube, frate, să le vedeți acolo. Eu aștept întrebări. Aștept întrebări educative. Educative, doamne. Aștept întrebări despre nutriție, sport, slăbit, ca să vă dau niște răspunsuri educative. Numai că... na. La început ați văzut, la început sunt nemâncat, frate. Un bag de rup. Nu. Când mi-e foame, nu pot să vorbești cu mine. Trebuie să mă las să mănânc. Câte ani ai? 35. Câte calorii ai mâncat acum? N-am calculat exact, dar vă zic așa. Pizza are 6-700 de calorii. Cremvuștii au avut 200 de grame și 260 de calorii pe 100 de grame sau 280 de calorii pe 100 de grame. Și au avut 200 de grame, 4 cremvuști. Cât înseamnă asta? 560, 550, rotunjim la 550 cu pizza 650. 1200. Și mai pus eu astea. Mai pus 4 felii de ăsta. Încă 200 calorii. 1400. Și cu sosurile, cu muștar, cu alea, 1500 calorii am mâncat. Ați văzut? Ca să fii un nutriționist bun ca mine, trebuie să te pricepi la matematică. E mult părerea mea. Părerea ta. Fiecare are dreptul la o părere, Andreea. Părerea mea de specialist este că nu este mult. Pentru că mă mențin de 2 luni de zile la greutatea pe care o am acum și mănânc în jur de 3-4.000 de calorii pe zi. Fac sport în fiecare zi, câte 2 antrenamente. Un antrenament cu greutăți și un antrenament cardio pe bandă, pe plan înclinat. Da. Fac și sport normal. Altfel nu puteam să mă mențin la 3-4.000 de calorii pe zi. Bă, da, bun a fost. Bun a fost, bă, frate.
Bun, bun. Mamă, rămân fără suc. Trebuie să mă duc să mai iau din frigider suc. Pe căldurile astea îl țin numai în frigider. Bună seara, am ratat din păcate masa. Nu este nimic, Alexandra. Pentru că poți să vezi acest live după ce îl termin, o să-l descarc în telefon și o să-l urc pe YouTube și o să poți să-l vezi acolo. Băi, ce sexy sunt! Ce musculos sunt, ce slab sunt, ce sexy, ce atrăgător, ce inteligent, ce frumos! Hai, începeți acum cu hate-ul. Ce înălțime ai? 1,80 m? 1,80 m, 116 kg. Numai calitate. Mulțumesc frumos, Răzvan. Bine, foarte mult cântărește creierul la mine. Din astea 116 kg, foarte mult cântărește creierul. Vă dați seama că sunt foarte, foarte inteligent. Deci o să mai mănânc o masă sau două azi. Da, da, mai mănânc. Păi, asta a fost prima masă pentru că am fost foarte, foarte ocupat astăzi. M-am trezit la ora 3. Da, foarte ocupat am fost și am muncit foarte mult și de asta. Îl văzut, ți-ai luat mutul de la Gabi. Vorbiți frumos. De ce înjurați? Ce tupeu să nu răspund la asemenea întrebare, să te face cum specialist. Diploma. Diploma și istoria mea. Tot ce am realizat până acum. Tu ce ai realizat până acum? N-ai realizat nimic. Dar nu e prea târziu. Mai ai timp să realizezi. Acum ce mai mănânci? Acum mănânc o țigare și un Pepsi Max. Și după aia vă salut. Și mai mă pun și eu puțin în pat să se așeze mâncărica asta bună în burtică. Că deja am forțat stomacul, am mâncat mult. Eu am un stomacel micuț și de-abia nu pot să mănânc așa mult. Mă chinui mereu când fac mukbang-urile astea, mă chinui mereu aici să pun cât mai multă mâncare. Mai stăm vreo oră, două, să se așeze mâncărica și apoi mâncăm un stativ de lea. Zi-mă cum se numesc. Ah, de clătite, mă. A făcut mama sita clătite. Și mâncăm un stativ din ăla așa de 222 de clătite, fraților. Am cumpărat tot felul de dulciuri. Avem Nutella, avem dulcețuri de cireșe. Am luat Kinder Pingui, Kinder Bueno, Kinder Maxi King, Kinder Max, să punem în alea înclătite. Avem și fructe, avem zmeură proaspătă de la mine din grădină. Mamă. O să vă arăt niște combinații șmechere. Mulțumesc frumos, Cătălin, pentru inimioară. Ia uite, 13 cadouri, Cătălin, 10. Locul 2, nu știu cine pe locul 2. Stai să văd, să citesc numele. Darius! Mulțumesc frumos, Darius! Ia uite, Darius nici măcar nu mă urmărește! Și mi-a dat o grămadă de cadouri. Sunt făcute clătitele. Le lăsăm puțin să se mai răcească, că după aia mă doare burtica dacă mănânc clătite calde, fierbinți. Și plus de asta nici nu mai pot să mănânc acum. E bine. A căzut scrumul pe mine, nu să cadă în scrumieră. De ce bei din pahar de unică folosință? Că mi-e lene să spăl paharele. Beau o zi, două, trei dintr-un pahar din asta și după aia l-arunc. Ți-am dat follow. Mulțumesc, Darius! Mulțumesc, bro!
De ce bei atât de mult Pepsi? Că e bun. Mulțumesc, Darius, pentru inimioară. Pentru că îmi place. Și pentru că nu mă îngrașă. E zero. 3000 IQ, adevărat. Nu vezi ce creier mare am. Mulțumesc, mulțumesc, Darius, încă un cadou. Doamne! Și Cătălin! Deci vă mulțumesc din suflet, băieți. Cătălin mi-a dat ceva mare. Are 31. 31 de puncte. Ce mi-a dat, mă, frate, Cătălin? Ți-am dat follow, mă cheamă Darius. Mulțumesc, încă un Darius. Foarte, foarte mulți oameni, frate, pe nume Darius, pe nume Flavius, Fabian, Alex. Deci foarte mulți oameni aici pe live-ul meu, pe care îi cheamă Flavius, Fabian. Așa am observat în ultimul timp. Uite și Darius. Mulțumesc, Cătă. Mulțumesc, George, pentru follow. Nu mai stau foarte mult. Dacă mai aveți întrebări, acum este momentul să-mi puneți niște întrebări din astea despre nutriție sănătoasă, sport, slăbit, diete. Mulțumesc frumos, Alex, pentru follow. Îmi dai și mai târziu din clătite. Îți dau, Grigore. Sarmale nu mănânci deloc. E vară, bro. N-a făcut mama sita. Oh, mulțumesc pentru inimioară, Darko. Când faci mama sita, mâncăm. Eu stau cu mami și depinde ce face mami de mâncare. Dacă mami face mâncare bună, aia mănânc. Dacă mami nu face mâncare, mănânc pizza congelată cu cremuști. Salutare, azi mi-a ajuns pachetul. Super, Mihnea! Uite, Mihnea a comandat de la mine produse. E tot în regulă cu pachetul? Au ajuns tefere, sticluțele. Sper că nu s-a spart nimic. Da, da. Super, mă bucur. Mai aruncă ăștia coletele de aia, taică meu. Le înfige bine acolo, una între alta, să nu aibă joc sticlele, borcanele între ele, că altfel, dacă se mișcă puțin, poc, 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 se sparg. Le îndeasă acolo chestii, să stea fixe, fixe, fixe. Livrez miere? Da, da, am o afacere cu miere, eu. Și o afacere de familie, eu cu tata și cu mama. Și livrăm și prin curierat rapid, acasă, la oameni. Am și încercat pe imo sirop, este power. Mulțumesc, Mihnea! Stai așa să pun aici comentariu. Toată lumea care bea siropurile astea le place. Vă prind de coment. Pentru că se simte calitatea, frate. Se simte că acolo este numai miere și pulpă de fruct. Nu e vrăjeală. Adică nu bat joc de oameni să pun apă, să pun zahăr, să pun coloranți, să pun alte căcaturi. Ai pătrățele? Da. Da, Grigore, am. E ceva bun. Hai că nu mai stau mult. Cel cu ghimbir și miere este power. Ăla, să știi că ăla nu e plăcut de toată lumea. Cel cu ghimbir și miere, cum să zic eu, e cel mai puțin popular sirop. Cel mai popular sirop e ăla de cătină cu miere. După aia merișor cu afine și muguri. Și ultimul e ăsta. Te salut, o zi bună, mie îmi place. Te salut și eu. Și mie îmi place, e bun. Să-ți faci așa cu puțină lămâie, sirop din ăla, apă minerală. Mamă, iese o băutură, o de asta, o limonadă super jnocheră. Contează ora la care mănânci? Nu, nu contează. Tocmai că eu am filmat perioada mea de slăbit și de slăbire și nu am mâncat la ore normale. Am mâncat la ore și la 2-3 noaptea mâncam. Da, cu minerale fac. Uh-huh. Și mie la fel îmi plac. Te las, mă duc să mănânc, că mi-ai făcut poftă. Bine, Grigore, te pup. Poftă mare. Salut, frate, ești tank. Mulțumesc frumos, puncte, puncte. Dacă ai deficit foarte mare de calorii într-o săptămână, cam cât slăbești? Mult. Depinde, știi câte kilograme ai, de la câte kilograme ai plecat. Câte kilograme ai slăbit? Peste 250 de kilograme.
O tocătă care are un Big Tasty de la Mac. Un Big Tasty, mi se pare că are vreo 800-900 de calorii. Big Tasty atât are. E cel mai mare burger și cel mai caloric. 8-900 de calorii mi se pare că are. Știi că poți intra în diabet cu atâta ciocolată? Posibil, dacă ești bolnav, dacă ești diabetic. O limonadă și tu bei Pepsi Max. Da, frate, păi, ce vrei. Îmi place mai mult gustul de Pepsi la cremvuș, la chestii din astea sărate. Aia merge când bași ceva dulce. Limonada merge când bași ceva dulce. Când mănânci carne, când mănânci sărat, e bun Pepsi-ul. Câte grame ai, bro? Salut! 116 am. 116, ceva. M-am cântărit acum 2 zile, uitați-vă pe profilul meu. Acum mai ești la dietă? Nu, acum sunt la dietă de menținere. De la 75 grame pornesc. A, nu o să slăbești foarte mult. Cele deasupra Nutella. Înghețată proteică de la Lidl. Bă, când mănânci, mă, omule, mult, frate. O să vezi doar cum fumetare. Păi tu ai o greutate deja foarte mică. 75 de chile ești deja normal. Și normal că da, trebuie să te înfometezi puțin ca să slăbești. Că nu mai vrea corpul să mai slăbești. Cât ai în braț? 52 de centimetri. Câte kilograme ai avut? 147, cel mai mult. Am 84, bro. A, 84 ai? Tot nu e mult 84. Am bine 74 la 20 de ani? Da. Ai foarte bine. Ar trebui să mai pui ceva pe tine, că ești cam slăbuț. S-au anunțat vara asta, s-au anunțat foarte multe uragane, vijelii. S-ar putea să te ia vântul pe sus la 74 de kg. Bro, ce mănânci? Te cer de Andrei. Eu am 65 kg, 13 ani și 1,61 m. Și slăbesc din alimentație pentru că nu vine poftă. Pentru că nu-mi vine poftă de mâncare. Păi nu mai slăbi, frate, dacă ai 65 kg, mănâncă. Am 98 la 17 ani și 1,81 m. E ok? E un pic mai mult decât trebuie, dar nu foarte mult. Să mai tragi de sală, să pui niște mușchi. Eu la 98 de kg, la 1,80 m, sunt bombă, ce ai, sunt tank rusesc. Nu rusesc. Tank nemțesc. Sunt Tiger, tu. Tiger, varianta a doua. Gata. Vă las că se transformă chat-ul în eu am atâtea kilograme la înălțimea asta. Eu am atâtea kilograme la atâți ani. Vă pup. Ne auzim. Vă spun Bancul cu Albina și vă las. Știți Bancul cu Albina? Roiu!